Bună ziua tuturor, sunt Tarotela cu o citire pentru etalare, pentru cei născuți în Zodia Fecioare sau cu Soare, Lună, Venus, Ascendent în Fecioară pentru aprilie 2019. În cazul în care volumul nu este suficient de tare, vă rog frumos puneți-vă căștile ca să nu mai avem discuții și să nu mai atrageți energie negativă. Bine, evident nu e valabil doar pentru Fecioare, ci pentru toți cei care vor să asculte această înregistrare și altele. Am amestecat cărțile și la un moment dat în acest set de cărți mi-a apărut diavolul. Cred că unii, pentru că era în poziția aceasta, nici cu capul în jos, nici cu capul în sus, cred că unii dintre voi vă eliberați. Am senzația că începe să vă eliberați de o situație toxică. Diavolul. Unii îl asociază cu Capricornul, eu îl asociez și cu alte zodii, printre care și scorpionul și berbecii pot fi foarte toxici. De fapt, orice zodie poate deveni foarte toxică în momentul în care, da, nu-mi place să fac prea multe comentarii despre zodii, în momentul în care își dezvoltă aspectele negative. Oricum, a apărut diavolul. Eu acum o să tai cărțile în fața voastră. Ați văzut că le-am amestecat. Din setul acesta de cărți a apărut Cavalerul de Băte, o persoană în semnul focului sau cu planete în semn de foc, berbec, leu, săgetător, sau pur și simplu voi simțiți o nouă energie și sunteți pregătiți să acționați pasional într-o direcție, să călătoriți eventual către cineva sau către un proiect. Am tăiat, da? Și acum voi mai amesteca încă un pic cărțile în fața voastră, deși sunt amestecate. Le tai. Fecioară. Soare, Lună, Venus, Ascendent în Fecioară. Aprilie 2019. Ok. Acum. Hai să facem așa. O carte pentru trecutul recent. Una pentru prezent, una pentru viitorul apropiat, blocaje, susținere. Am vorbit de călătorie, simt că unii dintre voi ori așteptați pe cineva să vină de la drum, ori vă pregătiți pentru o călătorie, pentru că aveți, iată ce aveți, 3 de bâte. Tot persoana în semnul focului. În continuare să adaug și aceste cărți. Vreți să discutați cu cineva? Page of Swords. Sau să cercetați o persoană. Sau să... Este Mercur până la urmă. Mercurul vostru. E planeta guvernatoare Mercur. Pentru Fecioară. Și soarele pentru fecioare. Doamne ajută! În trecut. În trecut. Ați avut de-a face cu cineva? Aveți Water, Page of Cups și Cavalerul de Monede. Sau The Knight of Pentacles. Ați avut pe cineva în semn de apă. Rac, Pești sau scorpion, da? Water. Care s-a simțit foarte emoțional, emoțională, în preajma voastră sau în legătură cu voi. A încercat să-și comunice, să zic, emoțiile, dar a făcut-o într-un mod foarte copilăresc. Cavalerul de cupe nu este o persoană matură emoțional. Și ce înseamnă asta, să fii matur emoțional? Înseamnă să știi când să-ți arăți emoțiile, să știi când să ți le controlezi și să știi cum să acționezi în funcție sau în concordanță cu emoțiile tale. Această persoană a încercat să intre în viața voastră. Poate unii dintre ei au vrut o legătură de lungă durată stabilă, dar au venit cu această ofertă într-un mod foarte lent. Cavalerul de Monede este cel mai lent.
Poate au fost precauți din niște motive. Ceva în viața voastră poate i-a făcut să fie precauți în oferta lor. Și totuși, mai există și altă variantă. Mai există și altă variantă. Această persoană, în semn de apă, pești, rac sau scorpion, voi puteți să preluați energia, fiind semn de pământ, puteți să preluați energia acestui cavaler de monede, fecioară, capricorn sau taur. Cred că ați putea fi dumneavoastră în anumite cazuri, nu în toate cazurile, încerc să dau mai multe variante. Și voi încercați să lăsați în spate această persoană, repet, imatur emoțional. Și, în general, emoțiile sunt cele care ne stau la baza acțiunilor noastre. Și dacă nu suntem suficienți de înțelepți și profunzi și evoluați să ne înțelegem emoțiile, evident că nici acțiunile noastre nu sunt în concordanță cu ele. Bănuiesc această persoană, dacă ați lăsat-o în spate, a avut un stil oarecum mai irresponsabil. Poate unii au încercat să-și ceară scuze. Valetul de cupe înseamnă și un mesaj de prietenie sau un mesaj de scuze. Și totuși, dacă voi sunteți acest cavaler de monede, îi lăsați în spate. Pentru că nu degeaba a apărut diavolul într-o poziție transformatoare. Repet, cred că lăsați în spate ceva ce nu v-a prit. Energia prezentă. 4 aprilie. 4, da? Aprilie. Aceștia ați putea fi dumneavoastră, pentru că sunteți semn de pământ, sau o latură a dumneavoastră. În general, fecioarele au și planete în leu și planete în balanță. Este normal. Aveți mesagerul nopții, 2 de băte și 4 de monede. În prezent. Pentru că tot urmează luna nouă și cred că știți, ați lucrat, știu de la etalările anterioare că mulți dintre voi ați început un proces de vindecare. Ați început un proces de vindecare, de lucru cu voi înși vă și folosiți această lună nouă și acest aprilie, început de primăvară, ca pe un moment prielnic în care să vă setați intențiile pentru întreg anul. Pentru unii dintre voi, în momentul în care vă setați intențiile, vă angajați într-un parteneriat în care voi reprezentați una din aceste băte. Unii dintre voi. Pentru alții, pentru că aveți și 3 de băte aici, da, am zis bine mai devreme, pentru că aveți 3 de băte, unii dintre voi vă pregătiți poate de o călătorie, pentru că aveți mesagerul nopții, mesagerii aici sunt reprezentați de cai, este o energie activă. Poate trebuie să plecați într-o călătorie pe timp de noapte sau primiți niște mesaje în timpul nopții, ceea ce înseamnă foarte mult. Ori vorbiți la telefon cu cineva la distanță, ori aveți un vis care vă inspiră către o călătorie. Și vă setați intențiile, faceți niște planuri, eventual vă uitați pe Google Map, da? Cum se uită acest om în glob, da? Și vă pregătiți. Poate să fie o călătorie spirituală, dacă nu neapărat fizică. Și pentru că tot vă pregătiți,
Încercați să vă puneți bani deoparte. 4 de monede e o persoană uneori zgârcită, alteori foarte fixistă în niște idei, mai ales financiare, dar pentru că simt în aer o dorință, am și cărțile, o dorință de călătorie, bănuiesc că puneți bani deoparte în aprilie. În viitorul apropiat. Aveți nebunul, aveți 10 de băte și valetul de spade, care a apărut și mai devreme, dacă vă aduceți aminte, da? Îl aveți și aici. Vi l-am arătat. Ori dumneavoastră aveți o discuție cu cineva, o persoană căsătorită, dar care nu e foarte fericită în căsnicia lor. Și după această discuție, vă gândiți și cercetați, cum am spus și mai devreme, și la 2 de băte. Cavalerul de spade, printre altele, poate să fie o persoană care spionează, dar totodată poate fi și o persoană care vrea să comunice și o persoană care trebuie să cerceteze ceva, că de fapt spionajul asta înseamnă cercetăm niște lucruri. Ei, și cum simt eu cărțile acum? Repet, le pot simți altfel peste o jumătate de oră. Acum simt că poate o persoană căsătorită, care nu-i fericită în căsătoria lor, vă spionează. Pentru alții, aveți o discuție cu această persoană căsătorită, pe de-o parte, îi puneți la punct într-o privință, pentru că, repet, am senzația că lăsați ceva în urmă și o să vă arăt de ce am senzația asta. Și cercetați cum să începeți o călătorie? Aveți nebunul. Nebunul înseamnă să o luați de la zero într-o privință. Nebunul înseamnă să vă asumați riscurile, să începeți o călătorie. Călătoria vieții voastre, o călătorie spirituală sau o nouă etapă în viața voastră. Trebuie să vă asumați niște riscuri. Și dacă mai devreme am vorbit despre setare de intenții, despre analiză în Google Maps și păstrarea banilor deoparte pentru această călătorie, acum acest nebun confirmă dorința de a risca, bine, nu ca un nebun, de a îndrăzni să mergeți în această călătorie în care să descoperiți lumina, da? Aveți credința alături de dumneavoastră. Nebunul are această credință că totul va fi bine, dar totuși, puneți bani deoparte, urmăriți un pic un traseu, vă analizați situația chiar de acum și în viitorul apropiat, posibil, materializați acest început, această călătorie și lăsați ce înseamnă? Lăsați în urmă un ciclu, o situație neplăcută, poate să fie căsătoria voastră dacă nu e altă persoană, relația cu cineva care v-a sufocat și v-a pus prea multe responsabilități pe umeri, atât de multe încât v-ați pierdut pasiunea. Este posibil și așa. Și cum am spus, valetul de spade poate să însemne și dorința aceasta de cercetare, de a investiga pe internet. Ce vă blochează? Energiile care vă blochează. Mă întreb de ce sunt aceste cărți atât de frumoase în poziția blocajelor. Da, cred că știu. Aveți Marea Preoteasă, Steaua și Regina de Monede. Regina de Monede, alt semn de pământ sau dumneavoastră, fecioară, da? O persoană stabilă, abundentă, generoasă. Deci aceasta sunteți dumneavoastră. Ce vă blochează?
Niște secrete. Marea preoteasă, printre altele, reprezintă și niște secrete. Știți că cineva în viața voastră a avut niște secrete și această știință sau intuiție, da? Oarecum probabil v-a făcut să vă simțiți răniți și dacă ați fost răniți, evident, trebuie să vă vindecați. Din acest motiv aveți steaua care reprezintă vindecare. Deci, fecioara, teoretic, ar trebui să se vindece după o situație secretoasă. Aș putea să citesc altfel cărțile dacă ar fi în altă poziție, dar sunt în poziția blocajelor. Deci mai aveți nevoie de un timp pentru vindecarea voastră până să manifestați acest nou început zero, da? Punctul tuturor posibilităților, așa se numește zero. Punctul tuturor posibilităților e un moment în care renunțăm la tot și înțelegem că putem să manifestăm orice. Ce vă susține? Interesant, aveți împăratul, 5 de cupe și 6 de cupe. Șase de cupe este reprezentarea unei relații cu o persoană în semn de apă, pești, rac sau scorpion. O persoană din trecut, poate ați avut o legătură în trecut, într-o altă viață anterioară, nu neapărat în copilărie. Pentru unii poate să fie o persoană din copilărie și totuși această persoană v-a pus niște situații neplăcute pentru că nu degeaba aveți 5 de cupe. O energie destul de negativă în care regretați. Sau poate ei regretă. Sau poate ei regretă. Această carte simt că este în legătură cu acest proces de vindecare prin care încă mai treceți unii dintre voi. Ce cărți frumoase au fost în poziția blocajelor și acest 5 de cupe ca și susținere este oarecum provocator să-l citim. 5 de cupe reprezintă regrete. Poate persoana în semn de apă, pești, rac sau scorpion regretă că nu s-a purtat într-un anume fel cu dumneavoastră, că nu s-a controlat. Că doar avem împăratul. Și ar dori să vină cu o împăcare. 6 de cupe reprezintă și reconciliere. Ideea este că dacă vreți să lăsați în urmă persoana, o lăsați. Dar de ce v-ar susține această energie? Dacă persoana își cere scuze și vrea să se împace cu voi, puteți să iertați, dar asta nu înseamnă musai să continuați relația cu ei. Important este, da, 5 de cupe și 6 de cupe, simt că e vorba de iertare, să iertați pe cineva. Trebuie să iertați pe cineva ca să puteți să mergeți înainte și în momentul în care veți reuși să iertați, veți reuși să vă vindecați. Și iertarea aceasta va veni în favoarea voastră. Vă va susține orice vă propuneți să manifestați de acum încolo. Pentru că de multe ori nu putem manifesta cele mai frumoase vise, tocmai din cauza că nu putem ierta anumite persoane. Sper să mă ascultați, nu pot să stau chiar lângă cameră de fiecare dată. Sper că mă auziți. Este posibil această persoană să fi încercat să vă controleze. Împăratul are, ca orice altă carte, are multe înțelesuri. Poate această persoană a încercat să vă controleze, acum regretă și vine cu acest mesaj, da, de împăcare. Și eventual vă propune să o luați de la zero. Ideea este că unii puteți să acceptați să iertați și să o luați de la zero, dar oricum nu puteți să începeți de la zero decât după ce vă vindecați.
Asta e valabil pentru oricine ascultă această înregistrare, nu doar pentru fecioare. Și se întâmplă ca mulți oameni, încă foarte maturi, în vârstă, n-au înțeles un lucru. Nu putem să începem ceva până nu ne debarasăm de încărcătura trecutului. Deci, chiar dacă ar fi să vă împăcați cu această persoană, că doar a fost toxică și diavolul se învârte, da? Încearcă să se curețe de niște adicții, de niște obiceiuri proaste. Deci, dacă persoana într-adevăr încearcă să se schimbe și vine cu această dorință de împăcare, de scuze, frumos este să încercați să iertați. Evident, dacă stați în această energie de 5 de cupe, nu vă puteți vindeca. Și dacă nu vă puteți vindeca, nu puteți să manifestați abundența pe care o aveți la dispoziție. Nu puteți manifesta soarele care este aici ca un potențial. Nu vă puteți manifesta cea mai bună versiune a voastră. Deci trebuie să iertați. Și în momentul în care iertați, recâștigați controlul. Controlul va fi asupra dumneavoastră. Împăratul ce înseamnă? Înseamnă control. Recâștigați controlul asupra emoțiilor, pentru că ambele cărți sunt emoții. Negative și pozitive. Nu putem să stăm nici foarte mult în energia aceasta a regretelor, ce mi-a făcut, ce s-a întâmplat, nici să intrăm în extrema cealaltă, vai, dar ce frumos era în copilărie, degeaba era frumos în copilărie dacă acum nu mai este. Oricum, ideea este că trebuie să trecem, să treceți, da? Și să începeți să intrați într-un control asupra acestei situații, acestei povești. Și doar iertând, putem să ne eliberăm de o legătură, de legăturile karmice, pentru că 6 de cupe, uneori, printre altele, înseamnă și legătură karmică. Și acum să vă arăt. Am spus, așteptați sau vă pregătiți de o călătorie, 3 de bâte. Probabil că prin martie ați început să vă gândiți la așa ceva. Dar asta după ce ați tăiat regina de spade, ați tăiat ceva toxic, acel diavol. Pentru că da. Au fost niște minciunele. Aici sunteți dumneavoastră, 9 de monede. Cineva s-a cam a încercat să se lupte mental cu dumneavoastră sau să aveți niște, ați avut niște argumente cu cineva, 5 de spade. O luptă a egoului între dumneavoastră și încă o persoană. Poate semn de aer, dar nu e obligatoriu. Este posibil să fie avut și planete în semn de aer. Au fost niște minciunele secrete de care v-ați dorit să vă detașați, măcar mental, și să plecați. V-ați spus adevărul înainte să plecați. Cu siguranță nu ați plecat pe furiș. V-ați spus adevărul, poate prea dur pentru cealaltă parte. Ideea este că a venit moartea. Poate să fie un scorpion, pentru că avem și judecata, pe care ați încercat să-l tăiați din viața voastră, dar nu e obligatoriu. Dacă nu e scorpion, în momentul în care v-ați spus adevărul în legătură cu niște minciunele și secrete, da? Minciunele și secrete, nu doar v-ați spus adevărul, ați și rupt legătura total. Asta e o legătură ruptă. Definitiv. Dacă vrea cineva cu această judecată să încerce să aibă o a doua șansă, trebuie să vină ca și nou. Poate nu degeaba avem, da? Nebunul. Poate ei trebuie să se transforme în acest nebun și să își rezolve problemele de sănătate sau de acele obiceiuri proaste de a minți, de a ține secrete, da? Să se ierte pe ei înșiși și dumneavoastră să iertați pe ei și atunci să începeți relația de la zero, de ca și când n-ar fi existat. Cu aceeași persoană. Dacă nu, cu altă persoană. Dacă nu, cu altă persoană. Aveți justiția și soarele. Aveți justiția și soarele. Trebuie să se facă, să se echilibreze, în primul rând.
situația. În momentul în care se echilibrează, și ce înseamnă justiția, înseamnă nu doar echilibru, înseamnă și o dreptate divină. Și ce înseamnă dreptate divină? Înseamnă să ne plătim karma. De multe ori ne întrebăm de ce suferim într-o relație. Probabil că în altă viață ceilalți au suferit cu noi. Nu știu, rămâne de investigat în sinea noastră. Ideea e că putem, ar trebui să acceptăm și acest lucru. Dacă în viață am avut niște situații neplăcute, probabil că în altă viață am făcut și noi lucruri similare. Lucruri similare. Evident, tot ce spun eu acum nu este pentru toată lumea, pentru unii dintre voi. Iar avem cărți care arată conflict verbal, 5 de spade, cavalerul de spade apare și aici și valetul de spade. S-au spus cuvinte grele. Ideea este că e cazul să se înțeleagă lecția. Pentru mine, lumea, printre multe altele, înseamnă varianta pozitivă a lui Saturn. Saturn, care este un profesor și reprezintă un sfârșit de ciclu. O legătură karmică, cum am spus și mai devreme, trebuie încheiată. Și cum putem să încheiem legăturile karmice? Decât spunând adevărul, adevărul nostru, dar după ce l-am înțeles, evident, și iertând persoana și iertându-ne și pe noi că poate uneori e mai ușor să iertăm pe alții decât pe noi. Asta știu sigur. Ne iertăm pe noi că am permis să intrăm în asemenea situații, că am putut să credem minciunelele și secretele spuse de unii și de alții. O să caut un sfat din aceste cărți de oracol. Writing. Trebuie să scrieți. Și dacă nu v-am mai spus, vă spun că de lună nouă și de lună plină, cele mai frumoase manifestări, cele mai puternice afirmații le facem scriind și cele mai puternice manifestări le realizăm tot scriind. E, ne eliberăm și ne punem intențiile pentru viitor. Dar printre altele, writing, scrierea, reprezintă și acel sfat care ne îndeamnă să ne exprimăm prin scris. Voi, ca și zodie guvernată de Mercur, sunt convinsă că toți aveți această calitate a exprimării prin cuvânt scris. Poate aveți și o caligrafie frumoasă, dacă nu frumoasă, măcar este ordonată. Oricum, ideea de a avea un jurnal este foarte bună pentru voi, mai ales pentru cei care vreți să lucrați, să evoluați și să vă setați către cea mai bună versiune a voastră și chiar și în cazul unui proces de iertare față de altcineva și față de voi. Pentru că de multe ori nu putem să oferim iertarea în fața acelei persoane care ne-a rănit, din niște motive. Putem să o manifestăm în scris. Oricum, putem să ne vindecăm, să inspirăm, să învățăm și să predăm prin această practică a scrierii. Poate unii aveți de scris o carte. Alții aveți și speaker. Trebuie să și exprimați. Aveți multe spade. Nu uitați că aveți multe spade. Să vă exprimați adevărul, să vă exprimați lecțiile pe care le-ați învățat. Lecțiile de viață. Eventual, chiar această iertare față de cineva. Și ce e mai frumos de transmis celor din jur decât acest proces de vindecare, acest proces de iertare. Și îi ajutăm și pe ceilalți să treacă mai ușor prin ce am trecut noi. Dragii mei, așa simt cărțile acum. Sunt
convinsă că vor rezona cu unii dintre voi, nu cu toată lumea. Până la urmă, etalările, chiar dacă sunt colective, nu au posibilitatea să rezoneze chiar cu toți. Absolut nu este posibil. O să încerc să rapid, că iar trece timpul. Am o energie mai ciudată în ultima vreme. Parcă nu mai sunt dispusă să vorbesc repede și să dau primele înțelesuri ale cărților sau, eu știu, cele pe care le puteți găsi în cărți. Simt nevoia să exprim alte lucruri. Da, cineva totuși a vrut a doua șansă și ia uite, nu va primi într-un context. Cum rapid despre dumneavoastră și un posibil, o posibilă parteneră de viață. Câteva cărți. Iute. Iute. O să fac altfel. Cum vede fecioara? Partenerul, partenera. Ua! Ua! Fantastic! A apărut și asul de monede. Da, cineva probabil că încearcă să vă facă un cadou. Cum vă vede partenerul, partenera voastră? Cum vă vede? Wow! Încă o carte. Gata. Vede puternici. Dacă. Bine, puteți inversa pozițiile. Voi aveți 9 de spade invers. De fapt, cum îi vedeți voi pe ei? Dar, repet, puteți schimba poziția. 9 de spade invers, împăratul invers și moartea. Poate să fie o persoană în semnul aerului, vărsător, geme în balanță. Poate să fie un berbec sau taur. Poate să fie o persoană născută în semnul scorpionului. Cum vă văd ei? 5 de cupe orizontal. Împărăteasa, magicianul. Repet, puteți schimba pozițiile. Dar, da. Dacă aceste cărți reprezintă, cum îi vedeți voi pe ei, la capătul lor, la capătul setului, aveți valetul de cupe. Repet, au fost imaturi emoțional și asta dovedește împăratul invers. Împăratul e în control, evident, dar în această etalare este invers. Omul acesta, persoana aceasta, că e bărbat, că e femeie, trebuie să învețe foarte mult despre autocontrol. Poate că nouă de spade în poziție normală înseamnă o persoană care își face griji. Poate că e dimpotrivă, nu prea și-au făcut griji, tocmai pentru că erau oarecum imatur emoțional. În general, orice om matur își face griji să nu rănească, să fie în concordanță cu emoțiile sale și cu gândurile. Și spun asta pentru că avem aici o moarte, avem o transformare. Persoana aceasta se transformă, trebuie să se maturizeze. Probabil că prin dumneavoastră, legătura cu dumneavoastră, întâlnirea cu dumneavoastră îi ajută sau îi va ajuta cât de curând să se transforme. Acum nu știm cât va dura procesul. Cum vă văd ei? 5 de cupe, invers. Normal? În poziție aceasta înseamnă o persoană care regretă. E clar că voi începeți să nu mai regretați. Probabil ați învățat, începe să înțelegeți de ce ați trecut prin ce ați trecut. E mare lucru. Este mare lucru să înțelegeți o legătură karmică, da? Începeți să răsturnați cupele care cred că unele au fost
nu tocmai pline cu bucurii. Și atunci le răsturnați. De ce? Ca să manifestați abundența. Sunteți împărăteasă aici, nu doar împărăteasă, sunteți și magician. Ori voi intrați într-o legătură cu cineva, ori cu un berbec, ori cu un taur sau cu o balanță. Dacă nu-i berbec, puteți să fiți voi, da, magicianul este guvernat de Mercur, poate să fie un geamăn. Dacă nu este o legătură cu cineva anume, manifestați abundență, generozitate, frumusețe, creștere, creștere spirituală și în momentul în care lăsați aceste cupe să se ducă, vă umpleți, abundența pe care o manifestați vă aduce în cale mari potențiale. Aici, la capătul acestui set, aveți puterea. Este leul cu fecioara sau leul cu natura fizică, umană, cu natura spirituală, divină. Probabil, după cum arată cărțile, foarte mulți începe să manifestați această latură superioară. Și vă felicit pentru că știu că e un proces greu, iar aveți doi de băte. Vă setați pentru această transformare, pentru că aveți puterea. Aveți puterea de a înțelege, da? Nu degeaba este deasupra acest semn al infinitului, deasupra capului. Pentru că la nivelul capului există, da? E creierul, deci așa zisul organ cu care gândim, da? Înțelegeți procesul acesta prin care ați trecut, înțelegeți de ce ați trebuit să întâlniți acest om. Și în primul rând, chiar dacă voi ați suferit la un moment dat, suferința voastră e mai puțin importantă în contextul în care știți că i-ați transformat. Eu cel puțin vorbesc din experiență. Da, am suferit și eu, dar dacă știu că suferința mea a reușit să transforme pe cineva, o accept, mă iert, îi iert și mergem mai departe. Vă mulțumesc pentru răbdare, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și da, vă iubesc. La revedere, numai bine!